Domnule Leancă, dumneavoastră, mai bine ca oricine, probabil știți să citiți limbajul non-verbal al unor întrevederi la nivel înalt. Și aș porni de la cea mai recentă întrevedere a ministrului de externe din Republica Moldova cu Serghei Lavrov. Unii au avut senzația că totuși Lavrov a încercat să dea impresia că i-a oferit o audiență unui vasal, că l-a lăudat că a venit în prima sa vizită la Moscova, că el l-a lăudat pentru faptul că o să continuă învățarea limbii ruse, etc. Niște elemente pe care a încercat să le strecoare. Acum, în meciul ăsta, care sigur că probabil a vrut să riposteze ministrul cu subiecte de interesul Chișinăului, cum credeți, a ieșit cumva Lavrov învingător? Sau domnul Galbur totuși a reușit să își păstreze verticalitatea? Deci, pentru mine, astfel de întrevederi nu sunt neapărat meciuri în care cineva trebuie să câștige și cineva să piardă. E mai mult o abordare de asta sovietică care se numește Zero Sum Games. Deci, cineva neapărat trebuie să piardă. Din punctul meu de vedere, întâlniri de genul ăsta sunt benefice pentru ambele părți, fiindcă, pe de o parte, permit să menții dialogul. Și din câte știu, în 2015 astfel de întrevederi la nivel de miniștri externi nu au avut loc între Chișinău și Moscova. Și pe de altă parte îți permit să mai sonorizezi punctele de vedere, să vezi dacă nu sunt schimbări. Sunt convins că pentru Chișinău a fost interesant să testeze după această pauză poziția Moscovei pe eventual anumite elemente noi, în urma evoluției, nu atât pe planul relațiilor bilaterale, ci în mod special în contextul acestei agravări a situației dintre vest și est, a reapariției acestei retorici, nu doar retorici, de acțiuni din timpul războiului rece, dacă s-a schimbat poziția Moscovei pe conflictul transnistrean, dacă a evoluat cumva poziția Moscovei pe subiectul acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un lucru benefic atât pentru Chișinău cât și pentru Moscova. Dar Chișinăul până acum a dat motive să creadă cumva Moscova că s-a produs o mică dezagregare în orientarea pro-europeană și se poate strecura un pic din neghină în dorința asta pro-europeană a Chișinăului? Din ceea ce am văzut eu, relatat de la conferința de presă a celor doi miniștri de externe, slavă Domnului, nu am văzut elemente noi în mesajul, în mod special în retorica ministrului de la Chișinău, nici pe subiectul, obiectivul nostru principal, integrarea europeană, care din păcate a fost puternic afectat nu de Moscova, ci de noi înșine și l-am adus la o situație de decepție totală, nici pe subiectul conflictului transnistrean. Acum, nu înseamnă că în întâlnirile cu ușile închise, pe eventual ar fi putut apărea anumite elemente, dar eu cel puțin nu am avut ocazia sau șansa până acum să aud ceva elemente noi în acest sens. Eu am vrut să vă aduc, de fapt, în punctul următor. Va încerca Kremlinul să zădărnicească orientarea pro-europeană a Republicii Moldova prin mijloace foarte dure ca Ucraina sau prin mijloace mai sofisticate, cum ar fi alegerile parlamentare? Domnul Votnaru, teza pe care am enunțat-o anterior pot doar să o reiterez. Cei mai mari dușmani ai noștri sunt nu cei din afară. Cei mai mari dușmani ai noștri suntem noi înșine. Criza prin care trece Republica Moldova este de sorginte internă. Nu e mâna Moscovei vinovată în faptul că după alegerile din 2014, din noiembrie, suntem iată într-o criză permanentă, că am generat neîncredere totală atât din partea partenerilor din afară, cât și din partea celor din țară, cetățenii. Nu e vina Moscovei că noi astăzi, iată, s-au schimbat guvernele cu o perioadă de 3-4 luni, astfel încât la Chișinău nu a fost un interlocutor, nu s-a știut care sunt prioritățile, care sunt obiectivele, ce faci pe interior pentru a fi consistent și în acțiunile tale în afară. Sigur că Moscova încearcă să profite de aceste vulnerabilități enorme, de aceste animozități pe plan intern pe care le avem noi.
de apariția unor noi forțe revanșate, dar care au priză. Astfel încât sentimentul meu este că Moscova va prefera să meargă pe formula mai puțin belicoasă, care o costă și pe plan internațional, o afectează imaginea, care după aia înseamnă sancțiuni, cum a fost în cazul Ucrainei, sancțiunii lovesc în economia Federației Ruse, și o costă și resurse financiare. Deci convingerea mea este că Moscova va încerca doar să alimenteze cumva aceste disensiuni care există pe interior, să susțină pe cei care promovează acest vector pro-estic filorus și sper că și așa văd eu lucrurile care deocamdată cel puțin evoluează, că nu vor recurge la formule pe care le-au folosit în cazul Crimeei sau Ucrainei de Est, mai fel la Donbass. Pe de altă parte, Chișinăul și atunci când erați și dumneavoastră ministru de externe, dar și când erați prim-ministru, Chișinăul apela la partenerii occidentali, spunând, nu în termeni ăștia, desigur, apărați-ne de ruși sau ajutați-ne să nu depindem de ruși, de exemplu, sub aspect energetic. Acum mai are nas Chișinăul să ceară să stea sub umbrela Occidentului dacă nu și-a făcut tema de acasă? Sigur că acum capacitatea noastră de a convinge Occidentul, acolo unde este cazul, să intervină, folosind anumite pârghii, și nu doar să intervină în interesul Republicii Moldova. Problema Republicii Moldova este dimensiunea sa mică, astfel încât noi mereu suntem în umbra Ucrainei. Și faptul că suntem în această umbră, uneori este bine, că poate se mai uită de noi cei mari, dar uneori este rău, fiindcă interesele, accentele, energia, resursele financiare, umane, se îndreaptă în mod special pe actorii cheie, cum este Ucraina în cazul regiunii noastre. Și atunci când noi am generat această lipsă totală de neîncredere, acest scepticism față de comportamentul nostru, față de previzibilitatea noastră în sens pozitiv, deci sigur că e mult mai complicat să convingi partenerii noștri să intervină. Și să intervină nu neapărat prin mesaje dure la adresa Moscovei. Dar, de exemplu, pe ce subiecte insistam eu în funcție de ministru sau prim-ministru atunci când discutam cu Occidentul? Sancțiunile, din punctul meu de vedere, impuse de Federația Rusă au încălcat anumite norme nu doar a zonei de liber schimb din spațiul CSI-ului, dar și anumite prevederi care rezultă din faptul că și Rusia și noi și țările occidentale sunt membri ale OMC-ului, Organizației Mondiale a Comerțului. Și atunci când ei negociau relațiile dintre UE, de exemplu, și Federația Rusă, inclusiv sancțiunile impuse reciproc, rugămintea mea era să nu ignore problema noastră, fiindcă ea tot mai face parte dintr-un cadru general. Sigur că e problema prezenței militare străine, problema separatismului, unde avem nevoie de acest susținere, de această intervenție, dar iarăși, foarte mult depinde de, nu doar de verticalitatea, nu doar de consistența mesajului nostru, dar și de credibilitatea pe care o avem noi în Occident. Deocamdată, din păcate, credibilitatea noastră este foarte și foarte mică. Am reușit în câteva mișcări să o distrugem. Astfel încât aveți dreptate, astăzi e mult mai complicat ca în dialogul dintre vest și est să reapară subiectul Republicii Moldova. Iar atunci când suntem ignorați, neglijați, e mult mai complicat să găsești soluții de sistem, e mult mai complicat să asiguri o dezvoltare continuă. Iar vreau să apelez la expertiza dumneavoastră subiectivă, e de înțeles că sunteți în opoziție, dar totuși pe care o aveți în drept să o enunțați. Trei lucruri care le-ați face altfel decât le face acum guvernarea în politica externă. Deci politica externă, așa cum spunea titlul filozofiei marxist-leniniste, este continuarea politicii interne. Și dacă nu se înțelege că fără o acțiune pe interior, pe domeniile cheie, despre care tot am vorbit din 2009 încoace cu partenerii noștri occidentali, și în primul rând justiția, în al doilea rând sistemul bancar, în al treilea rând economia și așa mai departe. Deci dar primele două subiecte după mine sunt absolut cheie. Dacă nu demonstrăm consistență, dacă nu mergem cu acțiuni, cu viteză mult mai mare, cu accelerație
totală. Pe atunci e foarte greu să se stabilește dialogul cu Occidentul. Și dialogul, uitați-vă, câte delegații au fost în Republica Moldova din aceeași Uniune Europeană în 2015. După tăvălugul, avalanșa de delegații, aduceți-vă aminte, comisari, președinții Comisiei Europene, Consiliul European, deputați europeni, miniștri de externe, prim-miniștri, unde suntem noi astăzi? Și faptul că dialogul este într-o formă suspendată, dacă doriți, are efecte și asupra sprijinului financiar și așa mai departe. Deci, dar doar prin tentativa de a fi activ pe plan extern, fără a încerca să reclădim ceea ce e mult mai greu, încrederea în Occident, noi nu vom putea să revenim la normalitate în relația noastră cu Uniunea Europeană și cu SUA. Pe acest bine, motiv, dar guvernarea... prioritar este doar acțiunea pe plan intern. Dacă vom demonstra de data aceasta mai mare seriozitate, dacă vom demonstra că am tras anumite concluzii și vom începe cu reforma justiției și nu vom mai insista ca șeful, de exemplu, Consiliul Suprem al Justiției să fie aceeași persoană care a mai fost în fruntea acestei instituții și nu a reușit sub nicio formă să redea anumită credibilitate, să-i schimbe funcționalitatea, să genereze încredere din partea cetățenilor. E foarte greu să demonstrezi că, într-adevăr, ești tentat cel puțin să faci reforme. Guvernarea spune că a și demarat în trombă. A dat proiectul de lege privind CNI-ul, procuratura, deci începe să revigoreze sistemul ăsta. Nu e destul de convingător? Deci, din punctul meu de vedere, unicul domeniu unde guvernarea, într-adevăr, a venit cu o abordare novatorie, a fost selectarea guvernatorului pentru Banca Națională și pentru acest lucru pot să-i felicit. În rest, pe reforma justiției, nu poți veni doar cu un proiect de lege pe aceeași procuratură și acolo detalii contează, încă până astăzi nu sunt convins dacă s-a votat exact ceea ce ne trebuie pentru a revigora această instituție, a scoate de sub incidența și sub influența factorului politic de a o face într-adevăr independentă și funcțională. Eu vreau să aud de la guvernare care este planul de reformă per ansamblu. Fiecare verigă, nu poți reforma poliția dacă nu reformezi procuratura și justiția. Nu poți face procuratura independentă și funcțională dacă instanțele vor judeca în continuare stâmb. Deci vreau să văd și două luni și ceva de când e această majoritate o abordare de sistem. Iată ce facem pe CNI, uite ce facem pe CNA, cum transformăm în DNA, uite ce facem pe CSJ, pe CSM și așa mai departe. Ați auzit dumneavoastră despre astfel de abordare? Eu nu am auzit. Și atunci când noi știm că doar o verigă, dacă o abordezi, nu schimbă tot lanțul, tot sistemul, nu este suficient. Deci eu sunt, dincolo de politician, sunt în primul rând cetățean al acestei țări și vreau să-mi leg viitorul meu și a copiilor meu de viitorul țării. Și vreau să văd schimbări spre bine, deocamdată încă nu le văd. Și acest lucru nu-l vede nici partenerul nostru din afară. Și asta vă spun în cunoștință de cauză. Mă întrebați dacă am văzut eu aceste discuții, eu nici nu-mi fac iluzia. Nu discuții. Discuții am avut multe. O abordare de sistem pe fiecare instanță ce facem, pe fiecare instituție. Adică. Eu nici nu mă aștept pentru că, așa cum m-am convins, deciziile se iau în altă parte decât în Parlament sau la vedere. Din păcate, o spun asta cu mare regret și probabil e deviza preluată de la ruși, care au spus că Parlamentul nu este de la discuții. Dar, după mine, cea mai vulnerabilă chestie care se întâmplă că puținele eforturi teoretice pe care vor să le acrediteze guvernanții sunt cariate și chiar date jos, doborâte cu practici absolut pe contrasens. Când apar niște candidați care trezesc îndoieli, când aflăm niște fapte care sunt absolut reprobabile, dacă nu chiar penale. Acum, ultima întrebare ar fi dacă opoziția din care faceți parte și dumneavoastră, acum mai poate suna goarna în legătură cu alegerile prezidențiale sau s-a dispersat definitiv și a devenit inofensivă în raport cu guvernarea? Deci opoziția în Republica Moldova, poate și un lucru firesc, este extrem de neomogenă, este foarte heterogenă, cu diverse interese, cu obiective diferite. Pe acest motiv e
greu să ne așteptăm la coagularea întregii opoziții și abordări identice. Nu cred în acest lucru. Există o poziție de stânga, o poziție slavă Domnului de dreapta. Chiar și o poziție de dreapta este destul de diferită din punct de vedere al etnogenezei și bănuiesc și obiectivele pe care le are. Deci un snagov e utopic, să așteptăm. Păi nu, snagovul, în primul rând, a avut un obiectiv nu de a lupta împotriva cuiva. Snagovul a avut un obiectiv crea ceva, de a zidi ceva. Eu de mult mi-aș dori și, de fapt, partidul pe care am onoarea să-l reprezint, Partidul Popular European, prin asta și vrea să se fie diferită și deosebită de celelalte partide și de opoziție și de la guvernare, că nu dorim doar să luptăm cu ceva, cu cineva, împotriva cuiva, dar vrem să venim cu soluții de sistem în care nu va mai fi posibilă o ingerință în afacerile instituțiilor, în afacerile justiției și așa mai departe. Și a cei care fac acest lucru să fie trași la răspundere. Iată ce mi-aș dori eu, de fapt, în Republica Moldova să vedem. Deci nu edificarea instituției prezidențiale, ar fi acesta un scop care să unească puterea de opoziție cel puțin? Iarăși, opoziția va fi separată. Deci nu se pune problema coagulării întregii opoziții. Deocamdată se pune problema a opoziției care vrea Moldova să meargă spre viitor, ceea ce înseamnă pe noi, pentru mine, spre Uniunea Europeană și să aducem Europa la noi acasă și nu în alte direcții care sunt imposibil de realizat, utopie și doar retorică de asta irresponsabilă. Iată, această opoziție, teoretic, ar putea aborda acest subiect. Primele discuții au și fost sonorizate, dar e un subiect prea complex. Din punctul nostru de vedere, în primul rând, trebuie să avem o analiză în interiorul partidului, fiindcă la noi în partid decizia nu e al președintele sau vicepreședinței, chiar vine numai unul dezbateri. Trebuie să simt conști și de acest lucru. Doi, trebuie să înțelegem că, iată, luați-mi exemplu meu, poate nu foarte modest. Timp de un an am fost, de când nu mai sunt prim-ministru, am fost atacat nu atât din stânga cât de dreapta. Iar crearea unei coaliții și desemnarea unui candidat înseamnă, în primul rând, încredere, domnul Botnaru. Dacă nu există încredere și nu ai pe ce miza, nu ai nicio șansă atunci să construiești pe termen mediu și lung ceva. Nu trebuie să unească doar dorința de a avea un președinte, trebuie să ne unească la nivel de obiective, de acțiuni, de împreună, de înțelegere că vom putea lucra pe un termen mult mai lung decât doar acest obiectiv de alegeri prezidențiale. De aia noi am și propus pentru început, cel puțin, să verificăm dacă putem să elaborăm și să adoptăm un plan de neagresiune. Iată, dacă putem avea acest lucru, experimenta într-un fel, să ne convingem că putem dialoga, conlucra, stabili obiective, atunci, eventual, putem merge și la pasul 2. Nimeni nu exclude nimic. Credeți că e realist această platformizare până în toamnă? Domnul Botnaru, astăzi chiar nu știu, mai avem încă 7 luni. Dintr-o parte, știți cum spunea clasicul literaturii noastre, Ioan Treandă, fie rău să fie ghine. Vom reuși noi să facem să fie ghine, urmează să vedem. În Moldova, elementul subiectiv, factorul omenesc, din păcate, deseori prevalează asupra rațiunii și ceea ce numim noi interes național. Vom reuși sau nu vom reuși, va depinde de multe elemente, multe astăzi încă sunt necunoscute, urmează să discutăm. Am mai zis-o cu ocazie, acum cel puțin am stabilit data alegerilor, deja cunoaștem. Pentru mine încă rămâne o enigmă. Noi vrem să alegem un președinte prin vot direct, deci conform aranjamentelor constituționale de până în 2000, dar cu competențe pe care le are astăzi președintele. În momentul în care vom alege un președinte prin vot direct, îmi imaginez că cei 90% din cetățeni, așa zic, sondajele care vor alegerea universală prin vot universal a președintelor, va avea așteptări enorme, nu? Da, să vină un făt frumos pe cal. Și când vine un făt frumos, fără cal, deci fără buzdugan, fără bici și așa mai departe, mă tem că peste câteva luni nedumerirea societății va fi și mai mare decât este acum. Cel puțin ar fi trebuit și ar fi corect să dezbatem noi acest lucru, fiindcă doar schimbarea modalității de a alege șeful statului, fără a umbla la alte articole din Constituție, la alte prevederi, iarăși denaturează evenimentul în sine și lipsește pe viitorul șef al statului de multe competențe. După mine, cel puțin revenirea la competențe pe care le avea șeful statului până în 2000
ar fi un lucru potrivit. Și atunci așteptările s-ar putea plia pe acțiunile viitorului șef. Iar așa cum noi astăzi construim și ne abordăm acest subiect, vom avea doar o situație de conflicte permanente și fără șansa de a avea soluții. Noi nu avem decât să vă propunem platforma Europei Libere pentru asemenea discuții, ca într-adevăr în toamnă să ajungem cu o claritate minimă. Vă mulțumesc și eu accept cu plăcere.